не устраивает заработная плата, которая в театре сейчас у нас на сегодняшний день. И вот три года мы об этом говорили в театре. Нас кормили обещаниями. Нам срезали зарплату с 2009 года на 30%. Este imposibilă viața și noi suntem pe brânci, suntem cu salarii de 2000 de lei și nu se vede nicio schimbare și noi acum nu mai avem posibilitate nici la lucru să venim, nu avem bani, gata, lumea nu mai poate. Nu se poate să conduci neștiind nimic, cum să conduci, mai oameni buni, cum să conduci? O să se ducă lumea undeva, măi băiete. Eu sunt artista poporului, Elena German, și eu trebuie să mă duc undeva să spăl podelele undeva, fiindcă este imposibil supraviețuirea în această operă.